Acționarea imobilului situat în județul Botoșani, comuna Durnești, localitatea Uranga. Acest imobil este înscris în lista monumentelor istorice, aprobată prin ordinul Ministrului Culturii 2314 în anul 2004. Proprietarul a mai cerut distinși colegi de două ori punctul nostru de vedere privind exercitarea dreptului de preemțiune. Ca și atunci, ținând cont de oportunitatea din stânăi conacului Alexandrescu, în vederea reabilitării și includerii în începutul public, dar și de faptul că după retrocedarea monumentului istoric au rămas în domeniul privat al județului Botoșan bunuri imobile, vorbim aici de clădiri și de utilități, propun aprobarea exercitării de funcție de către Consiliul Județean Botoșan a conacului Alexandrescu și, bineînțeles, a suprafeței de teren aferentă, situată în satul Uranga din comuna Durnești, precum și demararea procedurilor de achiziționare a acestea. Vă reamintesc faptul că, încă de la prima solicitare a dreptului de preemțiune, am precizat că autoritatea județeană este singura capabilă să salveze de la ruine acest monument istoric. De altfel, se și vede că timp de 3 ani de zile, investitorul care vrea să preia acest conac nu a reușit nici măcar să perfecteze actele de vânzare-cumpărare, dar rămite să mai inițieze și să implementeze un proiect în această zonă. Deci, eu vă propun să ne menținem punctul de vedere, pentru că dorim să ne exercităm acest drept de preemțiune asupra acestui imobil și să-l salvăm de la paragină. Dacă sunt dezbate, vă rog. N-am înțeles să ne menținem punctul de vedere care s-a achiziționat. S-a achiziționat. Da, deci ați spus bine și eu mă gândeam și făceam așa un remember, cred că e a treia oară. Să vede disperarea proprietarului de a scăpa de această beleacă cu ghilimele de regoare. Noi ne-am susținut și argumentat de fiecare dată punctul de vedere și eliberat cu argumente științifice, medicale, economice. Suntem consecvenți, rămânem pe același punct de vedere, deci vom vota împotriva acestui proiect. Și înainte de asta aș adresa o întrebare celor care susțin acest proiect. Ar locui acolo 2-3 zile în clădirea aceea alături de familie? Poate și-ar trimite soacrele, dar copiii în niciun caz. Mulțumesc! Este punctul dumneavoastră de vedere, acolo sunt determinări făcute. Prin urmare, dacă acest investitor sau potențial investitor care nu mai reușește să ducă la bun sfârșit această procedură poate să realizeze acolo o investiție cu adresabilitate, nu doar pentru locuitorii județului, ci și pentru cei din afara sa, mă întreb de ce n-am putea. Numai o secundă, doamna președinte, vreau să mai spun un lucru. V-am spus, de fiecare dată ne-am argumentat punctul de vedere, am discutat cu un medic epidemiolog, am spus și acum 2-3 ani prin vocea colegilor noștri, marele și primul risc acolo la acea clădire este al constructorului care va trebui să refacă acea clădire. Deci există un risc maxim. Am spus și repetăm, în străinătate aceste clădiri se dărâmă sau dacă se construiesc după utilizarea lor de 10 ani maxim, sunt arse pur și simplu. Deci este un risc major. Doamna doctor, cred că sunteți de aceeași părere cu mine. Mulțumesc! Acolo vorbim de un monument istoric, nimeni nu-l va demola vreodată, pentru că este în patrimoniul nostru și al județului Botoșan și al valoarea istorică, faptul că e un obiectiv de patrimoniu. Îl admirăm, e foarte frumos, dar sănătatea noastră de la distanță, exact. Am înțeles, rugămintea mea este să adresați aceeași întrebare și investitorului sau potențialului investitor, pentru că suntem în aceeași ecuație. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă aduc la cunoștință că pentru acest proiect de hotărâre avem nevoie de o majoritate calificată, adică de 2/3. Cred că mare propun, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu 16 voturi
pentru 14 abțineri și 14 pentru împotrivă și nicio abținere, proiectul de hotărâre.